Pe parcursul activităților, militarii batalionului 285 artilerie Vlaicu Vodă din cadrul poligonului Capu Midia au asigurat siguranța perimetrului în care s-au desfășurat testările, atât pe uscat cât și în largul mării. Testele au fost efectuate pentru Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare. Astăzi, în poligonul Capu Midia, am executat o tragere cu încărcătură completă de pe roți. Proiectul acestor trageri fiind schimbarea roților de la obuzerul calibru 152 mm cu niște roți cu substanță coagulantă. Tragerile de miercuri au constituit ultima etapă din realizarea proiectului, experimente similare efectuându-se anterior în poligonul Smârdan din județul Galați și teste privind manevrabilitatea pe aerodromul militar de la Iancă, județul Brăila. Ultima tragere cu încărcătură completă pe roți a avut loc în anul 1987.